emoții exprimate prin vers. Credem că nu am... A fost o alegere foarte grea, pentru că ceea ce ține de creație este greu de, de partajat, dar credem că toată lumea a avut de câștigat aici faptul că a vrut să comunice, că de fapt poezia s-a născut din necesitatea omului de a comunica și îndeosebi de a comunica cu sine însuși. Izvorul poeziei aici se află. Nu întâmplător poezia este confesivă. Poezia dă cuvânt de voce unor sentimente aparte legate de teme dintotdeauna. Am încercat să sintetizez temele creațiilor ascultate și ca de fiecare dată am constatat că sunteți preocupați de problemele și emoțiile care predomină la vârsta respectivă. Deci natura, timpul cu accent pe copilărie, adolescență și pierderea paradisului, mama, omul și lumea, problema înțelegerii omului cu lumea și neapărat iubirea, chiar la o vârstă mai precoce decât ar fi cazul. De aceea ziceam că nu cred că contează aici nominalizarea, cât contează faptul că ați avut prilejul să vă spuneți poezul și să știți că poezia are nevoie în primul rând de ascultători. Lucru care astăzi pe alocuri am mai avut câte ceva de spus. Ne-a plăcut foarte mult și ni s-a părut matură judecata Dianei Pletosu, elevă din clasa 11-a, dacă eu nu confund ceva, liceul Petrește Pănuncă, profesor doamna Chiruță Tatiana, apropo, dacă ar fi după mine să dau premii, aș da profesorilor care au reușit să mobilizeze atâta popor creativ. Și la acest capitol, nu știu de la gimnaziu dacă sunt de la același profesor, dar de la liceul Petru Ștefănuncă, doamna Chiruță, de la liceul Ana Munteanu, Ana Doschinescu, profesoare care nu de puține ori au ținut flacăra aprinsă acestor instituții de învățământ. Cine sunt de la gimnaziu? Sunteți de la același profesor sau la diferiți? De la doi profesori, așa că ziare... Da. Doamna Cazanu și doamna Plămădeală. Deci eu țin deosebi să menționez pe cei care au mobilizat și nu întâmplă, și nu în ultimul rând pe doamnele de la filiala Titulescu. Locul 2, iarăși o reflecție maturizată, așa, mi-a plăcut vibrația sufletească care a fost relevată prin intermediul poeziei de către Munteanu Xenia, elevă în clasa 11-a, liceul Petrește Pănuncă, și Adriana Zgardan, elevă în clasa 12-a B, Petrește Pănuncă. Sunt nume, de fapt, care nu prima dată ne-au prezentat aceste vibrații ale sufletului. Sunt nume care au muncit sistematic și sunt sigură că poezia lor s-a născut nu numai din necesitatea de a vorbi, de a-și spune ce gândesc, ci și în urma unor lecturi. Deci este rodul muncii, rodul sârbuințelor, deștepte, dar și instruite, pentru că, de fapt, un creator nu se naște, nu trebuie să se bazeze doar pe harul de la Dumnezeu care a fost înzestrat, ci trebuie să muncească asigur pentru a se împlini. Mi-a plăcut sau mi-a convins că sunt fii creative și sătuicioase. De asemenea, Alina Rotari, elevă de la Liceul Teoretic Ana Munteanu, profesor Ana Doschinescu, și îndeosebi mi s-a părut că a răspuns sărbătorii de astăzi Ludmila Perciun prin creația sa Poezia, care poate fi considerat un imn al acestei zile și zice că poezia este imnul sufletului.
care mulți se regăsesc și cred că de lucrul acesta ne-am convins cu toții, pentru că ne-am regăsit în emoțiile, în trăirile și în gândurile voastre. Cam acestea au fost, noi așa am înțeles, cam acestea. Ne-a plăcut cei mici, așa, și băieții, dar nu vreau să-i nominalizez pe băieți, pentru că ei, odată, care dată să simți că suntem prea puțini și au luat-o aceasta ca un reproș. Și dacă ar fi să nominalizez de la grupa mică, de la vârsta mică, ca expresie, ca expresivitate de redare a emoțiilor și a gândurilor, Milena Chiruță, care iarăși numele căreia l-am mai auzit, deci se coace, crește și este o speranță promițătoare a acestei Paști, care se vrea, iată, și țară a poeziei. Ia lumeni, Paști noi poeziei, cetatea poeziei. Noi vă mulțumim pentru momentele pe care ni le-ați oferit și vă dorim ca poezia să fie în sufletul vostru 365 de zile din an, să o știți, să o creați, să o cizelați și cea mai bună poezie este atunci când reușești pe scurt și să redai. Deci să reduceți la maximum din cuvinte, păstrând miezul. Și dacă o să vă reușească, înseamnă că e dovadă și de talent și de succes. Mult succes! Acum cei ce mai mânare fie. Ce de la cei mai mici? Locul întâi. Alina Rotari. Să-mi caut în acest frumos album pentru doamna Lidia Ungureanu.